nu o să fie de acord niciodată pentru că sunt șantajiști. Și nu-i cazul. Și nu-i cazul. În poziție de forță, în baza unei expertize, un contacte de ziliador, spune domnul. Bine, care câștigăm. Deci, câștigăm și o să plecăm pe pagubă. Nu vrea nimeni să ducă acest obiectiv în instanță. Să ne înțelegem. Păi stați un pic, dar nici nu putem accepta ilegalități. Deci să acceptăm ilegalități, mai bine mă duc în un proiect necorespunzător. Deci noi nu putem mai aeroportul. Nu îl corectează. Nu l-au corectat și nu pot corecta. N-am capacitatea firmei. Nu și asumă nicio responsabilitate. Să vă arate proces verbal. E una singură. Nu se suprapune. Am una structură care consultă. Dar cu acordul lor, ca să... Nu sunt de acord. Prima cesiune asta era prima variantă. Nici compania în interior nu mai sunt o echipă. Sunt 10... Fiecare om e o salută. Fiecare trage în altă parte și îl spune ăsta la întâlnire din dimineață. Avem... Spune, zice, păi, domnul director. Avem proces verbal prin care reprezentatul... A fost beat cumva când v-a spus așa ceva. Păi vorbește de șeful lui. Da, așa era. Dacă era beat. Reprezentantul IPTAN ne spune că e greșit gardul și ne-a dat înscris săptămâna trecută. Au o grămadă de erori. Deci ar fi ilegal să continuăm cu fraudăm Consiliul Județean și aeroportul. Și ce pentru? Nu ne interesează asta. Ce înseamnă? Vreau să le știu. Domnul vicepreședinte, o să le lămurim și pe provocații. Ce vor? Ce-o solicitat? Noi, două proiecte care nu și le-au exprimat. Eu i-am spus și aproape au agreat Marțincu, îs două proiecte proaste care am zis, domnule, vi le îmbunătățiți pe asta și vi le plătim. Au vreo 3-4 proiecte care trebuie să le reziliem. Pentru că sunt proaste. Pentru că Iptana nu mai are capacitatea de a face. Doamne, și, deci noi, dacă acceptăm, e o problemă ilegală. Cu consecințe asupra aeroportului și asupra Consiliului de Seamnă. În momentul ăsta rezilia, domnul ce vreau să vă rog să le dați înscris. Este. Pentru că. Că nu se deschide aeroportul. Vă rog. Pentru că nu se deschide aeroportul.